Întoarcem în studio, suntem împreună cu doamna profesoară Daniela Pascu de la Colegiul Național Bogdan Petrice cu HDU, profesor de engleză, Andreea Andrei, clasa 12-a G, la profilul bilingv engleză, Diana Moldoveanu, aceeași clasă, același profil. Vorbim despre Frumusețea istoriei, un volum, o antologie de proză este europeană, traduceri din limba engleză. V-aș întreba pentru început, doamna profesoară, pentru cei care doresc să achiziționeze această carte, cam unde ar trebui să se adreseze colegiului, cred, nu? Sau... Ocazionată de cei 150 de ani, Centrul Cultural al HDU-ului și prin bunăvoința a domnului director am venit cu această bijuterie care a fost foarte frumos întâmpinată de conducerea școlii și am dăruit-o. Și o mai putem încă dărui da, deodată. Eu vă dezvălui acum, iată, în fața telespectatorilor, faptul că am primit mai multe volume și le-am dăruit la rândul meu la Biblioteca Județeană și la Biblioteca Casei Armatei. Am un prieten acolo și a fost deosebit de încântat, așa că sunteți deja în două biblioteci. Mulțumesc! Din Buzău, când o să merg și în altă parte, probabil că o să mai ofer celor care sunt interesați de acest proiect. V-aș întreba pe voi, fetelor, pentru că tocmai doamna profesoară a vorbit despre o apropiată sărbătoare, nu numai pentru Colegiul HDU, dar în primul rând pentru Colegiul HDU, Colegiul Buzoian, cunoscut el așa prin faptul că iată, a ajuns încet, încet la 150 de ani și voi aveți onoarea să fiți generația 150. Cum vă simțiți așa un pic? Sigur că HDU are, aș zice, o anumită aură în contextul învățământului românesc. Pentru că generațiile dinaintea voastră și, iată, și voi în egală măsură ați contribuit la acest prestigiu pe care Colegiul HDU îl are. Da. Eu una mă simt foarte mândră pentru că am ajuns în acest liceu fix în această perioadă și de asemenea mă simt foarte mândră pentru că am lăsat ceva în urmă în preajma acestei sărbători pentru liceu și sper că această carte o să îndrume și pe alți elevi ai liceului să se implice în cât mai multe proiecte și să lase în HDU și de ce nu și celorlalți buzoieni și poate de ce nu țării cât mai multe lucruri bune. Diana? Bineînțeles, este o dată foarte importantă atât pentru HDU, dar de ce nu și pentru mine, pentru că fac parte din această generație. Chiar dacă atunci când am intrat într-a noua la HDU, poate nu m-am gândit că voi prinde această ocazie. Acum stau și mă gândesc că va fi un an foarte special și probabil și absolvirea va fi foarte deosebită. Și așa cum a spus și Andreea, cartea aceasta la care am lucrat se va afla în istoria colegiului și în zestrea acestuia. Adică ați pus și voi o cărămidă la fundamentul liceului, ca să spunem așa, mă refer generic, bineînțeles vorbind, ceea ce vă onorează și o onorează în egală măsură pe doamna profesoară îndrumătoare, care, iată, spunea aici un lucru foarte interesant, doamna Pascu, și anume faptul că, da, programele sunt, aș spune eu, orientative. Fiecare își face programul în funcție de materialul pe care îl avem în față și în funcție de obiectivele pe care ni le propunem. Nu-i așa, doamnă profesoară? Mă refer la programa de învățământ. În principiu, da, dar la limba engleză este un pic mai flexibilă și relaxată, știți? Pentru că noi nu avem decât conținuturi largi tematice, pentru că în rest există vocabularul, există structura, deci gramatica,
care în esență cam majoritatea manualelor o abordează. Dar noi lucrând suficient și atâtea exerciții, vreau să vă spun, și atâtea teste pentru Cambridge, ne-am cam săturat și olimpiade, adică am făcut și CIE și au luat fetele și examene și tot, am spus că trebuie să facem și altceva. Totdeauna am alternat, să știți, pentru că eu ies un pic și din afara manualului, dar îi mai pregătesc un pic pentru ce le așteaptă. De exemplu, acum vreo 7 ani am mai scos o carte, How to Get a Job, despre cum să te compozi la un interviu, ce înseamnă interviul, ocazionat tot de plecarea mea în America. Știți că acolo am învățat multe lucruri și când m-am întors, elevii mă tot întrebau. Și la un moment dat, chiar o serie de elevi au spus, doamna profesor, de ia scoateți ceea ce am și făcut, știți? Deci, chiar și cu ele am abordat ca să știe ce este un interviu, cum faci un CV, cum faci... Anul acesta, fiind a 12-a, l-am învățat și încă n-am terminat cum să facă prezentări. Fiind copii generației și secolului 21, am spus, veți merge la conferințe, veți merge la workshop-uri, trebuie să știi să faci o prezentare. Și sunt mândră că au început să învețe. În toamnă am fost într-un proiect cu ele, Lorca in Love, în Granada. Tot pe ele le-am luat și încă pe altele și numai fete am fost toate și iarăși să știți că am făcut o impresie frumoasă. Nu vreau să spun că am făcut o figură bună, pentru că este o traducere din limba engleză prost tradusă. Adică motamo, a face o figură nu este limba română, da, ci da. Vine tot din engleză, haide să vă spun într-adevăr, to cut a good figure, da. Dar în traducere este a face o impresie bună, apropo de traduceri. Și atunci cât de cât mă mai apropii și de pregătirea lor de dincolo de bac, dincolo de examene, dincolo de exerciții și probleme, ca să spun. Va fi și un o continuare, un volum al doilea? Nu știm, pentru că este foarte greu să... Cineva mi-a propus că, fiind fragmente, știți, profesorul meu, care a fost foarte încântat de la Cluj, domnul profesor conferențiar Virgil Stanciu, a lăudat, dar întrebarea a fost, domnule, e multinațională, totuși ce editură, că aici este problema, da, da, că da. Sunt diferite. Nu știu unde mai pot găsi ceva care să nu fi fost tradus, știți? Da. Și asta este o problemă, adică sau, știți cum e, te consum, trăiești intens, faci ceva foarte frumos și pe urmă parcă ți-e teamă să nu iasă altceva, știți? La noi a fost o întâlnire fericită. Eu așa mă bucur că m-am întâlnit cu ele și că au făcut parte din viața mea și că și elevii te ajută în primul rând, pentru că ei sunt produsul nostru, dar și noi. Mă gândesc de multe ori, dacă nu aș fi avut N serii, poate n-aș fi fost și eu. Pentru că și ei te provoacă în permanent, trebuie să fii pregătit, trebuie să vii cu altceva, să te reinventezi. Nu poți să fii tu, să te plictisești singur și la rândul tău să plictisești și pe alții, știți? Manualele, unele sunt mai drăguțe, unele mai sunt, dar totuși, trebuie să mai ieși un pic din sfera lor și să te ancorezi așa în realitate. Da, din păcate sunt generații, iată și generații care îți aduc și satisfacție, așa cum este generația pe care, iată, am avut-o astăzi în studio, generația 150 de viitori, absolvenți peste cât 2 luni, 3 luni, foarte puțin a mai rămas. Aș vrea foarte scurt așa o impresie despre cei 4 ani la HDU. Au fost total definitorii pentru mine ca persoană. Simt că am crescut foarte mult în toți acești ani și sunt chiar mulțumită de cum au evoluat lucrurile și de felul în care am crescut în toți acești ani. Așa că sunt recunoscătoare HDU-ului și trebuie să spun recunoscătoare doamnei diriginte pentru că mi-a dat această oportunitate. Diana? În primul rând trebuie să menționez că încă de când am terminat clasa 8-a eu nu m-am văzut în altă parte, în afară de HDU și am spus eu dacă nu intru la HDU, mă duc la liceu. Cam așa a fost atitudinea mea și știu că am făcut o alegere bună pentru că pot spune că mediul cultural pe care îl găsești în HDU e cu totul deosebit de alte licee, deoarece sunt și multe proiecte extracurriculare, poți să-ți cultivi și abilitățile, cum ar fi, nu știu, dacă ești înclinat spre artă sau spre muzică. Vocațiile pe care le ai, și hobby-urile până la urmă. Exact, dar în același timp îți formezi și o cultură generală și de aici sunt sigură că
dacă vei merge la facultate la București sau la Cluj sau oriunde altundeva, oamenii te vor recunoaște dacă spui că am fost la HDU. Da, e ca o legitimație, așa, în alb, semnată în alb, ca o poliță semnată în alb. Vă mulțumesc, iată, am fost împreună cu doamna profesoară Daniela Pascu de la Colegiul Național Bogdan Petrecescu HDU, profesor de engleză. Andreea Andrei, e clasa 12G la profilul bilingv engleză și Diana Moldoveanu la același profil. Vă mulțumesc și vă doresc succes la bacalaureat și la examenele care vor urma, că vor fi destule și de admitere. În egală măsură vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă profesoară, pentru acest proiect Frumusețea Istoriei și pentru tot ceea ce faceți cu pasiune, ați dovedit-o și aici la noi în studio, pentru că fără pasiune meseria aceasta noastră de dascăl este din ce în ce mai greu de făcut în contextul actual. Și vă mulțumim. V-aș reaminti, stimați telespectatori ai Clubului Artelor, de întâmplarea foarte frumoasă care va avea loc mâine, deci joi, la orele 14. Este vorba de un vernisaj de excepție la galeriile de artă ale Uniunii Artiștilor Plastici Profesioniști. Este vorba de vernisajul care se numește foarte frumos Întâlnire cu prietenii, dialog între generații. Este vorba de un artist plastic, aș spune eu, care face istoria artelor vizuale contemporane, Vasile cel Mare, împreună cu mine și cu doi invitați din Canada, doi colegi de-ai noștri artiști vizuali și un alt artist din București. Încercăm să facem din vernisajul de mâine o fiesta, un regal pentru artele vizuale din România, pentru că avem foarte mulți invitați de la București, invitați artiști plastici vizuali, profesioniști, conducerea Uniunii Artiștilor Plastici din București și încă foarte mulți iubitori ai artelor. Vă mulțumesc așadar și vă aștept mâine la ora 12 la galeriile de artă. La revedere!